Din acest an, Primăria Buzău va aplica noua legislație cu privire la impozitarea coproprietarilor. În acest fel vor primi decizie de impozitare atât soțul cât și soția, proprietare unui imobil sau teren. Suma pe care soții au plătit-o la comun se va împărți acum între coproprietari. Sunt destul de mulți telespectatori care reclamă la Campus TV faptul că de la sfârșitul anului trecut au aflat că au de plătit impozitul atât reclamantul, să spunem, cât și soția sa, coproprietar fiind ai unui imobil. Ce se întâmplă? Despre ce este vorba? Conform codului fiscal, în cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare din proprietarii comunei clădirii datorează impozitul pentru spațiile situate în partea din clădire aflată în proprietate. În cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pe clădirea respectivă. Din cauza aceasta se întâmplă fenomenul acesta. Mai mulți buzoieni care au primit astfel de decizii s-au panicat și au cerut explicații. Aceștia susțin că de la primărie li s-a comunicat că ar fi vorba despre o decizie internă luată de funcționarii Palatului Comunal. Astăzi, reprezentanții primăriei au spus răspicat că este vorba despre punerea în aplicare a noului cod fiscal. Pune problema de un regulament de ordine interioară al primăriei? Nu. Este vorba de codul fiscal. De legea 227 din 2015. Bun, și în cazul acesta, ca să nu mai facă tot felul de solicitări către noi, către campus, către alte entități media, ce pot face oamenii pentru a se lămuri cel mai ușor cât au de plată și ce au de făcut? Da, să ne facă o cerere în scris și le explicăm situația. În această situație afectate sunt cuplurile în care unul dintre soți beneficia de adeverință de handicap și în acest fel întreaga familie era scutită de plata impozitului. Din acest an, soțul sănătos va trebui să plătească jumătate din impozit.